Școala s-a încheiat, aștepți rezultatele muncii tale de 12 ani și îți faci deja scenarii. Ce faci? Cum te vei integra pe piața muncii? Te vei descurca? Ce carieră să alegi? Dacă ești un introvertit, te gândești că nu vei avea la fel de multe șanse pe piața muncii, unde ai auzit că e nevoie să ieși în față ca să fii băgat în seamă. Ba dimpotrivă, află că cei al tău e pus deoparte. Iată trei motive pentru care introvertiții pot fi lideri buni. Sunt buni ascultători, au o mare capacitate de ascultare. Introverții tind să analizeze înainte de a acționa și pentru că sunt mai puțin dispuși să comunice, nu vor monopoliza conversațiile. Însă cum să îți exploatezi aturile, aflăm de la Mihaela Dinu, psiholog. Bună seara și bine v-am găsit, doamna Dinu. Bună ziua! Care ar fi avantajele pe care le aduce un lider introvertit într-un mediu de lucru sau într-o echipă? Aș porni de la ceea ce a spus dumneavoastră, că fiecare își va găsi locul. Este foarte important dacă tânărul absolvent a beneficiat cumva de orientare profesională, să își dea seama ce aptitudini are, ce calități are și să meargă spre această direcție. Care ar fi abilitățile esențiale pe care un introvertit le poate aduce într-o poziție de conducere în domeniul antreprenoriatului? În general, echipele de succes se spune că sunt echipele mixte, care se completează reciproc. Deci este nevoie sau își găsesc locul în echipă, indiferent ce temperament ar avea. Sunt poziții care avantajează într-adevăr și poziții în care poate structura lor nu le este foarte facil în drumul acela. Însă este de încercat, pentru că s-ar putea să își descopere niște lucruri de care nu știau că sunt atât de capabili. Vă mulțumesc foarte mult pentru expertiză.